am avut nevoie de un weekend pentru a mă îndrăgosti de Iași și mi-am dat seama că aici vreau să fac facultatea. După asta mi-am dat seama că ar fi o idee bună să aleg și facultatea și eu am fost genul de persoană care după anii de liceu nu am știut foarte bine drumul pe care o să-l aleg. Însă atunci, studiind oferta de la UAIC, mi-am dat seama că psihologia mă atrage cel mai mult. Am ales facultatea de psihologie pentru că știam că îmi doresc să lucrez cu oamenii. Deja cunoșteam multe persoane care sunt în Iași. Place că am ocazia, nu în privința tuturor cursurilor, dar la unele dintre ele chiar am ocazia să aplic ceea ce învăț. Cred că îmi folosesc în viața de zi cu zi. Și altceva lucru care mai place la facultate este atitudinea oamenilor, a profesorilor și a studenților inclusiv. Sunt oameni deschiși, sunt oameni care se poate comunica și care mi-au trezit sentimentul de apartenență. Studenția începe în afara orelor de curs, mai ales într-un oraș ca Iași. În primul rând, este un oraș foarte frumos, e plăcut vizual. Ai parte de mulți studenți ca tine, este un centru universitar foarte mare și este imposibil să nu-ți găsești prieteni și activități. De exemplu, indiferent ce hobby avea, că îți place debate-ul, că îți place să citești sau că îți place să pescuiești. Am făcut parte din asociația ASPP, a studenților psihologi și pedagogi de la Facultatea de Psihologie, timp de 3 ani de zile. Un an de zile am avut plăcerea de a fi și președinte. Am ales să fac parte dintr-o asociație de voluntariat pentru că știam că va fi cea mai ușoară modalitate de a cunoaște oameni și de a cunoaște mai bine atât facultatea cât și Iașiul. Am avut proiecte care constau în organizarea workshop-urilor și conferințelor. Am avut schimburi de experiență cu alți studenți de la alte facultăți de psihologie din țară. Bineînțeles, pe lângă astea au venit și team building-urile. Plăcerea voluntariatului este aceea că tu alegi ce vrei să faci și unde vrei să faci. Așa că dacă ar fi să faci voluntariat, alege ceva ce îți place.